A doua ediție a Festivalului Fânului va avea loc în această duminică. Capete de afiș ale spectacolului vor fi Oana Bosca Pintea, Bogdan Georgescu împreună cu formația Analog și Vali Vigelie. Spectacolul va începe la ora 16 în curtea școlii gimnaziale Șoarș. Vor mai urca pe scenă amenajată ansamblu Transilvania Felmer, ansamblu Făgărașul, Fanfara Șinca Nouă, Diana Gribincea, Mioara Marinca, Cura Dare, Arabela, Cura Georgiana, Elena Pirău și Laurențiu Begu Ioan. Este invitată și asociația Hai la Chitară. În paralel, la Căminul Cultural din Șoarș se va derula o degustare de produse tradiționale ale producătorilor locali. O să avem și a doua ediție a Festivalului Fânului în Comuna Șoarș, festival care este organizat de Primăria Șoarș cu sprijinul Consiliului Local și sprijinul Consiliului Județean Brașov. Avem în primul rând localnicii noștri cu formația de dans de la Transilvania Felmer, două soliste din satul Rodbaf și o primă solistă mai micuță la început din satul Felmer. Mai avem din zona localnici din zona Făgărașului și ca invitați de seamă avem pe Vali Vigelie, un lăutar foarte bine cunoscut și cu priză la populație și la muzică populară avem pe Oana Bosga Pintea, care la fel o interpretă de muzică populară foarte îndrăgită și foarte ascultată. Acest festival va avea loc duminică începând cu ora 16, iar în cadrul acestui festival, pe lângă partea folclorică, avem și o degustare de produse tradiționale ale producătorilor locali intitulată Bucate în traistă, care va avea loc în Căminul Cultural începând cu ora 17. Deci, cei care vor veni la festival, pe lângă partea folclorică, poate intra și în Căminul Cultural pentru a degusta produsele tradiționale și totodată acolo o să avem și o expoziție de costume populare în cele 5 sate. Deci cei interesați de acest festival îi așteptăm cu mare drag și le promit că să se simtă foarte bine.